Salut YouTube. Un video scurt de la semănat. Suntem cu un Waterstad rapid 300 600C. Nu, Waterstad rapid A 600C. E o semănătoare tractată de 6 metri lățime pneumatică cu fertilizare. A fost nevoie să iau împrumut să reușesc să termin și eu de semănat. Stai să dau muzica un pic mai încet. Și după cum vedeți, nu știu dacă se vede prea bine, s-ar zice că ar fi ninsoare, dar totuși nu cred că e, cred că e doar ploaie. Sper să nu fie ninsoare, că suntem niște oameni triști dacă ar începe să ninge. Am probleme foarte serioase cu ea, cu fiind foarte ud, a plouat în ultimul timp destul de mult și se înfundă de o găsește bățurile. Și am probleme foarte serioase, mă dau jos odată la 2 hectare, cam la 2-3 hectare mă dau jos să curăț discurile. E o semănătoare pe discuri, dar mai mult decât discurile patine, e monodisc cu patină și la cum am eu terenurile pentru minimum til pregătite, e tocmai bine ca să înfunde foarte repede. Acum, spre bucuria mea, până acum spre bucuria mea, văd că am trecut de 2 hectare și încă nu a fost nevoie să mă dau jos. O fi terenul un pic mai curat aici. Ideea e că lucrăm și pe ploaie și am mai avut un an, dacă vă uitați în videourile mele, acum mult timp, acum vreo 3 ani, în 2016, eram cu Renault și cu Tie. Renault și cu Tie sunt și ele, nu știu dacă se vede lumină în partea acolo. E legat cu McCormick-ul acum, Tie. Și lucrează băieții și cu Tie și cu ALP. Ne străduim să terminăm cât de repede putem. Da, GPS Class, nu mai știu exact cum se numește, e Gecko sau ceva de genul, făcut în Australia și vândut sub licență Class. Deci practic nu e Class, l-am luat cu display-ul spart și am schimbat display-ul. Cineva era gata să-l arunce, că nu se mai poate repara. Am găsit un display pe Amazon din Taiwan, parcă, sau nu mai știu exact de unde, și am reușit să-l fac și uite, mi-e de foarte mare folos acum că semănătoarea merg fără marcatoare cu ea. Oricum nu cred că le-aș vede marcatoarele în ce condiții are și în ce condiții am aici. Și ca să nu le rup, e mai sfânt așa, mai bun GPS-ul și uite, acum noaptea mă ajută mai mult. Da, calculatorul de la semănătoare, nu știu dacă se vede foarte bine, e un senzor din ăsta de tuburi, un digitron pentru tuburi infundate. Da. Și cam asta e scurtul meu update de la semănat. Cred că o să fiu și astăzi și mâine, dacă ne lasă vremea și mâine. La semănat trebuie să o las un pic mai ușor, că aici am un mare șanț. Și de obicei aici mi se și înfundă. Am avut parcelele astea făcute în lungime până acolo la șanț și astea două bucăți, de fapt era aici cineva și după aici aveam eu încă bucată și acum încerc să le îndrept să trec peste tot drept. O altă scurtă impresie, am aici, nu știu dacă se vede, cred că se vede așa un pic, un LED bar și niște proiectoare de focalizare. Să văd că, uite, bat exact într-un loc. Oricum pare mult mai tunerică filmare decât e realitate. În realitate se văd numai bine. Și sunt foarte mulțumit de LED bar. Deci proiectoarele alea le știam, dar LED barul e super super. Nu mai știu exact unde l-am luat. Sunt din astea made in China. Teoretic ar trebui să fie făcute în made in Germany, ce scrie pe ele, Breckner. Bănuiesc că știți de ele. Sunt proiectoare de astea pentru utilaje, de la Alman Auto sau nu mai știu exact unde l-am luat. Știu că a fost foarte foarte ieftin. Acum e prima zi, nu știu câte ore au rezistat, dar până acum văd că încă bat foarte bine. Să vedem cât or ține. Da. Și cam asta e filmulețul, nu vă mai țin de vorbă că... Ia să vedem. Încerc să o las destul de mult cât să-mi plece calculatorul. Cred că acum a luat-o gata. Și acum o să ținem braț, dar mai avem și niște pompe aici. Bun, gata, v-am lăsat, la revedere, noapte bună!